Nici nu începuse bine jocul de la Zărnești, dintre CS Mioveni și Mușcelul Câmpulung și Simon Mazarache a și ieșit în evidență. A fost de ajuns o incursiune pe partea stângă a mușceleanului, pentru ca acesta să primească primele aplauze la scenă deschisă. În ciuda frigului de afară, la micuța arenă veche de 120 de ani, au fost prezenți și câțiva spectatori localnici, care, spre surprinderea noastră, aveau cunoștințe solide despre Simon Mazarache, dar și despre Țețe Toader. De primul știau că în CV-ul lui este trecut clubul din șoseaua Ștefan cel Mare, Dinamo București, iar despre Țețe, că și-a făcut junioratul la Steaua București și că în trecut a mai evoluat la Unirea Urziceni. Și așa cum se întâmplă de obicei, spectatorii neutri țin cu echipa mai slabă, toți localnicii din Țara Bârsei i-au încurajat pe mușceleni. Iar mușcelenii nu au rămas datori, pasele de finețe ale lui Panait, incursiunile pe partea dreaptă ale micuțului Păun, cât și lupta corp la corp a lui Ion Ionuț cu masivii fundași din Mioveni, au încântat asistența. De departe însă, stilul de joc, cât și viteza de reacție a lui Simon Mazarache, l-a făcut și pe antrenorul Claudiu Niculescu să-l aplaude la scenă deschisă pe atacantul mușcelean. De altfel, după terminarea partidei, Claudiu Niculescu l-a abordat pe omologul său de la Câmpulung, Alexandru Popovici, cu privire la situația contractuală a lui Simon Mazarache. Tehnicianul de la Mioveni a rămas plăcut surprins de evoluția atacantului de 22 de ani, acesta dorindu-l imediat la echipa galben-verzilor în cantonamentul de la Cheile Grădiștei. Deocamdată nu se știe dacă tranzacția se va finaliza, discuțiile dintre cele două cluburi fiind la început. Simon Mazarache mai are contract cu gruparea mușceleană încă un an și jumătate, iar în prima parte a campionatului, a reușit să înscrie de 7 ori fiind golgheterul echipei.